Ultima majorare de preț aplicată carburanților a fost chiar la începutul anului. Benzina este prima care a inaugurat anul scumpirilor și asta din cauza accizei pe care românii o plătesc pentru fiecare litru de carburant cumpărat, care se calculează în baza unui curs valutar dezavantajos pentru populație. Numai din diferența de curs valutar se vor plăti 9 bani în plus pentru fiecare litru de benzină și motorină. Adunând taxa, acciza și TVA-ul, rezultă un preț pentru un litru de benzină de 5 lei și 60 de bani. Astfel, după majorare, de la 1 aprilie, litrul de carburant va atinge pragul de 6 lei. Acciza de 7 eurocenți la benzină și motorină va fi aplicată până la urmă, începând cu data de 1 aprilie. Nu este o păcăleală așa cum se obișnuiește să se facă în această zi, ci doar un adevăr trist pentru șoferi. Accizarea suplimentară va duce la creșterea prețului unui litru de carburant cu 0,4 lei. Este posibil ca în primele 3 luni de la aplicarea acestei majorări să scadă consumul cu 1-2%. Dacă inițial guvernul a vrut să aplice accizarea de 7 eurocenți încă de la începutul anului, majorarea de preț a carburanților a fost amânată pentru 1 aprilie. Prin urmare, începând din această dată, litrul de carburant în România va fi mai scump decât în Germania, Belgia sau Franța.